And now, ladies and gentlemen, we have arrived at tonight's main event. Please welcome our first fighter, making his way to the blue corner, Omar Marciano Moreno. Domnilor și domnilor, main event, meciul final de această seară, în colțul albastru, Omar Moreno! Acesta este main eventul, un meci de 5 reprize, un meci pentru titlu și acesta este americanul Omar Moreno, care va lupta cu Ostrovanu pentru centură. Moreno are 28 de ani, dar stă în Barcelona. 1,90 m înălțime pentru el, 46 de lupte, dintre care 33 câștigate. Are 13 înfrângeri în carieră. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponent, making his way to the red corner, Andrei Ostrovanu! Și favoritul publicului, este vorba despre Andrei Ostrovanu. ...40 de victorii pentru Ostrovanu în carieră, 23 obținute prin knockout, 9 înfrângeri. De la clubul IO Gym, Bogdan Bota este antrenorul său. Centura se află la Cătălin Moroșanu și se așteaptă campionul. Ladies and gentlemen, here at the Las Campanas Sports Hall in Miami, Dynamite Fighting Show presents the DFS 22 main event of the evening. 5 rounds for the ISKA Intercontinental Super Middleweight Championship. Ladies and gentlemen, the officials at ringside are ready. The fighters are in the ring and they are ready. Dynamite Fight Show fans with us here live in Miami, are you ready? Then let's see the war we've been waiting for. Introducing first, fighting out of the blue corner, he stands 190 centimeters tall and weighed in at 77.1 kilograms with a professional record of 33 victories, including 19 wins by knockout and 13 losses. He is a Spanish national champion, fighting out of Barcelona, Spain, by way of the USA, presenting Omar Marciano Moreno! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. He stands 186 centimeters tall and weighed in at 76.8 kilograms with a professional record of 40 victories, including 23 wins by knockout, 9 losses, and 1 draw. He is the 2015 ISKA Intercontinental Light Middleweight Pro Champion and 2019 Coliseum Tournament Champion. Fighting out of Baia Mare, Romania, the hometown favorite, Andrei
please stand for the national anthems. Să se înceapă această partidă, un duel de 5 reprize pentru un titlu important, titlu intercontinental ISCA, la categoria super mijlocie. Moreno împotriva lui Ostrovanu. Moreno cu shortul în două culori și adversarul său cu shortul deschis, este vorba despre Ostrovanu. Primul contact. Moreno la podea se ridică repede. Spuneam, un american care stă în Spania, acest Omar Moreno. Continuă cu loviturile de picior cei doi sportivi. 5 reprize. Spunea Ostrovanu la conferința de presă, la cântarul de ieri, că nu o să țină 5 reprize meciul. O să termine înainte de limită și asta își dorește. Vedem foarte determinat tot publicul de partea lui Ostrovanu în această seară. Blochează Andrei Ostrovanu. Un high kick. A fost croșeul de dreapta al lui Moreno. Continuă cu loviturile de picior Ostrovanu. Adună puncte. Aici o stângă a lui Moreno. Prinde puțin curaj Moreno după două lovituri de braț și face pasul înainte. Lovește larg. Trimite și un genunchi Moreno luat în brațe de Ostrovanu, care era în colțul ringului. Două lovituri puternice trimise de cei doi. Stânga la corp, dreapta la capul adversarului pentru Ostrovanu. Mid-kick-ul blocat, low-kick acum al lui Ostrovanu. Ratează Moreno lovitură, revine Ostrovanu. Bună dreapta la corpul adversarului pentru Ostrovanu. Low kick foarte bun pentru Ostrovanu. Moreno încearcă să se apropie, lovește și el puternic. Low kick pe interior. A alunecat acolo un pic Ostrovanu. High kick pune mănușa Ostrovanu. Ține de picior și lovește cu brațul Moreno. Un luptător cu o viteză și o detentă impresionantă, acest Moreno. L-am văzut și înainte de luptă la încălzire. Să vedem dacă are aceeași vlagă și pe parcursul acestor reprize. Ostrovanu trimis un pic în colț acum.
Iese foarte bine cu o lovitură de braț și îl inversează pe adversar. Da, foarte bună seria lui Ostrovanu. Cearcă și Moreno. Ține foarte mult Moreno de picior, după care trimite o lovitură de braț. Stânga la cap. După stânga lui Moreno vine răspunsul lui Ostrovanu cu uppercut de dreapta și lovitură cu brațul de stâng. Tot a încercat acel genunchi Ostrovanu. Aceeași tactică pentru adversarul său, să țină de picior și să lovească cu brațul. Final de primă repriză. Discuții aprinse la margine în colțul lui Ostrovanu. Revedem momentele importante din prima rundă. Moreno periculos, un sportiv bun, complet acest american. De partea cealaltă, Ostrovanu cu momentele bune în prima repriză, în care și-a surprins adversarul de câteva ori. La centru Ostrovanu, la fel și Moreno. Continuă să zâmbească Remi Boniaschi pe margine. Invitatul VIP la această gală. Schimbul de lovituri între cei doi, se dezechilibrează Moreno. Ostrovanu iese la atac, pune presiune, luat în braț acum de american. Lovesc pe contra cei doi, dreapta bună și croșeul de stânga lui Ostrovanu, după aceea dreapta lui Moreno. Lovituri de genunchi pentru luptătorul american. Au fost două lovituri din clinci. Yamato Zaharia i-a atras atenția americanului. Acum serie mai lungă pentru Ostrovanu, care l-a dus în colț pe Moreno. Moreno se apără bine și trimite câteva lovituri de genunchi. A lovit pe contră și pică Ostrovanu la podea. Nemulțumit Ostrovanu de această lovitură încasată. A trebuit să se adune, nu să fie descumpărit luptătorul român. Yamato Zaharia numără până la 8. Face, dă semnul că e ok Ostrovanu. Eu am avut impresia că a pierdut și proteza. Da, asta s-a întâmplat, tocmai de aceea Yamato încearcă să-l blocheze pe Moreno. Omar Moreno simte momentul și încearcă să pună presiune. Da, a doua oră la podea Ostrovanu, numărat în această repriză a doua. Da, a pierdut, nu știu ce s-a întâmplat cu el, s-a pierdut după ce a încasat acea primă numărătoare Ostrovanu. Și nu pare că moralul este scăzut pentru el după a doua numărătoare. Încearcă să țină la distanță pe adversar, vin loviturile lui Moreno. Răspunde Ostrovanu, se încinge publicul. Dreapta bună lui Ostrovanu, se dezechilibrează și adversarul său. Lovește puternic Ostrovanu. Este atitudinea perfectă pe care trebuia să o aibă Ostrovanu și pică la podea Moreno. Este numărat și americanul. Ce întorsătură în această repriză. Încearcă Ostrovanu să-l alerge prin ring pe adversarul său. Lovituri la cap, serie lungă pentru Ostrovanu, luat în brațe de Moreno. Continuă să lovească cei doi, puternic Ostrovanu și la cap și la corp. Încă o dreaptă stânga, Moreno este la podea și out, e out. Moreno este leșinat, nu are cum să mai continue. Victorie pentru Ostrovanu în această seară, câștigă titlul intercontinental după ce a fost de două ori pus la podea. Iată pe Ostrovanu cum reușește să întoarcă meciul și să câștige această luptă împotriva lui Omar Moreno.
tactica americanului nu a ținut, a vrut să se ducă peste Ostrovanu să-l termine și a revenit Andrei și iată ce victorie mare obține împotriva acestui american care este un luptător foarte, foarte dur, puternic. Victoria lui Ostrovanu în această seară împotriva lui Moreno. Victoria obținută prin knockout în repriza a doua. O repriză cu patru numărători, două. De două ori a picat Ostrovanu la podea, de două ori s-a ridicat și l-a pus și el jos pe Moreno. Nebunie de meci, nebunie în sală cu victoria lui Ostrovanu, care părea pierdut, cu moralul la pământ după ce a fost numărat de două ori. Ostrovanu a reușit să se ridice de fiecare dată, să se adune și să-l facă knockout pe adversarul său. Victoria lui Andrei Ostrovanu, toată lumea în picioare pentru campionul publicului din această seară. Victorie importantă și o trăsătură senzațională, unul dintre cele mai dramatice meciuri de la Dynamite Fighting Show, cu o victorie senzațională a lui Andrei Ostrovanu. Și eu câteva cuvinte în spatele acestui rezultat. Am implicat o muncă asiduă și am avut suportul unor oameni dragi, oameni frumoși. Voi transmite câteva mulțumiri. În primul rând voi începe cu partenerul meu principal de la Ultra Rezidențial, în spatele căruia se află Ștefan Drăbuște. Salut, Ștefan! Știu că ești undeva în sală. Vă rog câteva aplauze. Vreau să vă mai mulțumesc vouă, tuturor celor care v-ați uitat de aici din sală, ne-ați susținut la această gală frumoasă. Mulțumesc Cătălin Moroșanu, Ani Huiu și Dynamite Fighting Show, pentru că mereu aduce kickboxing-ul la nivel înalt. Mulțumesc pentru această oportunitate de a lupta aici, în fața propriului public. Este visul fiecărui sportiv de performanță să activeze în fața propriului public și să obțină un rezultat atât de frumos. Mulțumesc! Am emoții foarte mari. Vă mulțumesc tuturor, vă iubesc, mă înclin! Robert Petrovan, preparatorul meu fizic, care m-a adus în această condiție. Mulțumesc tuturor! Dragilor, a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care l-am făcut de 5 ani zile din cupa Dynamite Fighting Show, și asta datorită sportivilor și datorită vouă. Vă mulțumesc din toată inima, vă felicit încă o dată, vă urez o seară superbă și vă respect, dragilor! Mulțumim din suflet!
Mulțumim tuturor, ați fost extraordinari! Și noul campion, Andrei!